10 secrete ale comunicării. Mai exact, 10 metode, în așa fel încât atunci când comunicăm cu cei din jurul nostru să ne facem înțelese, să fim clare, să fim eficiente, empatice și să reușim să ajutăm cumva cealaltă persoană să se deschidă către noi în așa fel încât să primească informația, în așa fel încât această comunicare să fie cu adevărat, să fie adevărată, să fie de ambele sensuri. În principal, ține de noi să facem acest lucru. Ține de noi să pornim această comunicare și să facem tot ce ține de noi ca să avem o comunicare bună. 10 pași sau 10 metode sau 10 secrete. Lucrez în zona de PR, mai exact comunicare de mulți ani. Să intru în partea asta nu mi-a fost ușor pentru că nu am învățat la școală, n-am învățat în facultate, n-am învățat cum să comunic eficient. Și când mă gândesc la o comunicare eficientă, este acea comunicare care înseamnă și căldură, și claritate, înseamnă empatie, înseamnă înțelegere, înseamnă la asculta. Comunicarea este ca un fel de vrajă care leagă două persoane, făcând Ambele persoane să vorbească aceeași limbă. Rare ori întâlnim doi comunicatori buni care se întâlnesc și care au acea conexiune fantastică. De obicei, este unul care are acea cheie secretă și care știe să deschidă ușa, adică să vorbească pe limbajul celelalte persoane. O să vă dau 10 metode bazate pe cărțile pe care le-am citit, cursuri, workshop-uri pe care le-am citit în momentul în care. Am vrut să devin un om de PR, să lucrez în partea asta de comunicare, și mai ales pentru că am vrut să am relații armonioase cu cei din jurul meu, observând că ține de mine să creez aceste relații, admirând alte persoane care vorbeau foarte frumos, în așa fel încât înțelegeam și îmi plăcea cum vorbesc cu mine. Din această, din această lipsă, din această admirație, practic dintr-o nevoie de a avea. Aceste relații împlinitoare, am învățat să comunic. Și așa am venit aici, în fața voastră, ca să vă dau aceste 10 metode care la mine funcționează. Metodele sunt mult mai multe. Eu am sintetizat comuni, partea de comunicare în 10, în 10 metode, și oricâte vreți să preluați de la mine, sunt convinsă că o să vă ajute. Am învățat să zâmbesc când vorbesc. Să zâmbesc pentru că zâmbetul înseamnă deschidere și înseamnă încurajarea celelalte persoane. Înseamnă sunt bine eu cu mine, sunt deschisă, sunt aici și un zâmbet atrage de obicei un alt zâmbet. Nu zâmbim prostește, ha, 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 ha nu zâmbim. Zâmbim deschis din toată inima Încurajăm, îi încurajăm pe ceilalți și ne arătăm prietenoase, fața noastră prietenoasă. Zâmbetul mi se pare magic, mi se pare incredibil și este gratuit la îndemâna noastră a tuturor și în 99% din cazuri unui zâmbet îți răspunde cu un zâmbet. Un alt secret al comunicării este să nu criticăm, să nu condamnăm, să nu ne plângem. Sunt în momentul în care începem să criticăm, să condamnăm, să spunem ceva, să ne victimizăm, venim cu energie negativă. Dacă totuși avem ceva de spus pentru cealaltă persoană, suntem nemulțumite de ceva, ce avem de făcut este să lăudăm ce a făcut cealaltă persoană, să arătăm că suntem de partea ei, suntem un partener și să ne spunem punctul de vedere în sensul în care. Nu o spunem criticând, nu spunem, vai, ce ai făcut în această situație, la acest eveniment care n-a ieșit, ci spunând altfel lucrurile. Înțeleg că a fost o situație grea, contextul este cum este, înțeleg ce s-a întâmplat, ce ai făcut tot ce a ținut de tine și înțeleg lucrul ăsta. În contextul ăsta. Pe viitor, ținem cont de aceste situații. Te rog, vină la mine în cazul în care nu te descurci, anunță-mă, hai să vorbim și hai să comunicăm, pentru că sunt convinsă că data viitoare, în genul ăsta de eveniment, va ieși mai bine și că ai avut de învățat din tot ce s-a întâmplat pozitiv sau mai puțin pozitiv. Este o complet o altă abordare, mai ales când ceva nu iese și cealaltă persoană știe deja că ceva n-a ieșit și se așteaptă la critici. În momentul în care îl încurajăm, îi dăm încă o șansă. În momentul în care ne victimizăm, în momentul în care ne plângem, e foarte greu să ajungă cineva la noi cu o soluție pentru că noi suntem deja acolo în groapă și nimeni nu ne poate salva. Victimizarea, în momentul în care ne plângem, nu ne ajută. A treia metodă, oferirea de aprecieri cinstite, oneste. În momentul în care apreciem o persoană, o situație, ceva ce a făcut o persoană sau un grup. Și transmitem în mod deschis, spunem foarte frumos ce s-a întâmplat aici, încurajăm cealaltă persoană, venim cu energia pozitivă și o punem acolo pe masă, în fața noastră, o dăm celelalte persoane. Toate încurajările ajută, pentru că de foarte multe ori ni se întâmplă să vedem doar partea negativă, să spunem a fost frumos, dar și darul elimină tot ce a fost frumos bun. Ce s-a întâmplat? Evitați cuvântul dar, folosiți-l pe și, asta ar fi a patra metodă deja, dar rămâne la metoda a treia. Apreciem. Suntem ca atunci când eram mici la grădiniță și venea doamna educatoare și ne sublinia cu roșu unde greșisem și doar acolo era focusul ei și implicit al nostru. Acum hai să subliniem cu albastru tot ce e bine și să lăsăm acolo unde am greșit și să ne concentrăm pe ce e albastru. Asta facem noi când dăm aprecieri. Când apreciem ceva, oferim acea, acea acea energie pozitivă. Suntem bucuroși pentru omul respectiv că a reușit să facă ceva și el se încarcă cu energie pozitivă. Indiferent că au fost și alte greșeli, în primul rând să apreciem. Fie că apreciem ce a făcut, fie că apreciem ceea ce este. E ok că Poate nu e cea mai frumoasă persoană, dar poate are ochi frumoși sau păr sau obraji sau ceva. Apreciere, apreciere pentru că este o persoană inteligentă sau care are umor sau că este deschisă. Orice, orice apreciere din toată inima se simte, se transmite și verbal, dar mai ales se transmite la nivel subtil și cealaltă persoană exact așa o percepe. V-am spus de dar și de și. O a patra metodă este să evităm pe cât posibil cuvântul dar sau însă sau orice sinonimar acestui dar și să ne referim, să adăugăm și. În momentul în care spunem dar, ai făcut toate lucrurile astea bine. Este senzațional ce ai făcut, dar, e bine, tot ce a spus înainte de dar s-a anulat. În momentul în care înlocuim pe dar cu și, și aici mai avem ceva de făcut. În, dacă și, să este un caz concret. Îmi place cum ai făcut curățenie, dar ai uitat să faci curat în camera din stânga. Sau ai uitat să dai cu mopul sau ai uitat altceva. Să ne locuim pe dar cu și îmi place cum ai făcut curat, îmi place cum arată casa și ai uitat să dai cu mopul. Ce înseamnă asta? În ciuda faptului că ai uitat să dai cu mopul, casa e foarte curată. În prima variantă, în care l-am folosit pe dar, casa e curată, dar ai uitat să dai cu mopul. Pe scurt, care e concluzia? Casa nu e curată, pentru că s-a anulat tot înainte de dar. În momentul în care punem pe dar, scădem ceva, în momentul în care îl adăugăm pe și, în momentul în care îl punem pe și, adăugăm ceva. Ce este foarte important este. Să reținem a cincea metodă, să reținem numele celelalte persoane. Pentru cealaltă persoană este cel mai important lucru, numele lui. Și este cea mai bună apreciere în momentul în care noi am reținut numele. Înseamnă că este important pentru noi acel nume. Dacă pentru persoana cealaltă căreia ni se adresăm este foarte important numele și noi arătăm că este important și pentru noi, din start pornim cu dreptul. Pentru că i-am reținut numele. Așa șasea metodă este să ne arătăm cu adevărat interesați de cealaltă persoană. Să îi dăm importanță, atenție, să ascultăm ce spune, să lăsăm să vorbească. În momentul în care îl întrebăm despre ce a făcut, ce s-a întâmplat, despre el, preocupările lui, hobby-urile, orice despre cealaltă persoană, înseamnă că îl ascultăm, înseamnă că îl apreciem și ne arătăm cu adevărat interesați de cealaltă persoană. A șaptea metodă, cred că e, să învățăm să ascultăm. De obicei, când vorbim cu cineva, vorbim, ascultăm cealaltă persoană doar cât să știm ce să răspundem noi și să arătăm că și noi știm și ne-am trecut printr-o experiență asemănătoare și eu am făcut asta, dar și eu. De fapt, nu ascultăm cu adevărat ascultăm doar cât să răspunde. Practic nu ascultăm, știm doar ce replică să dăm. În momentul în care ascultăm, și asta este o mod de comunicare inspirat cumva din partea asiatică, dacă nu mă înșel chiar partea japoneză, în momentul în care ascultăm cealaltă persoană, în Japonia, de exemplu, se ascultă cealaltă persoană, se lasă o pauză, pauză în care mă gândesc ce să răspund, deci am ascultat cealaltă persoană, mă gândesc ce să răspund și abia după aceea răspund. Nu răspund, nu mă gândesc după primele trei cuvinte ce să-i răspund, îl întrerup și răspund, asta este balcanică. Asta este o comunicare balcanică. Nu lasă termine, îi spun eu că știu mai bine ca el ce să-i răspund. Ce deci asta? Adică asta nu e comunicare. Asta e o bătălie a opta sau a noua metodă este în momentul în care comunicați cu cineva să vă folosiți de limbajul corpului. Zâmbetul pe care l-am menționat primul ține parte de, limbaj, ține de limbajul corpului, însă nu este suficient. Mâinile, în momentul în care gesticulăm și ne deschidem, înseamnă deschidere. În momentul în care ne închidem, înseamnă închidere. În momentul în care ne oferim ceva, se transmite și prin mâini. Asta este o atitudine prietenoasă. Prin Corpul care este deschis, prin absolut tot. În momentul în care avem o comunicare închisă și stăm și comunicăm așa, este evident că nu avem deschidere sau comunicăm cu mâinile către noi, ca și cum iau, iau eu, iau. Asta înseamnă totuși închidere, nu înseamnă că oferi ceva. Când vorbiți, când comunicați, oferiți. Oferiți, în primul rând, timp, atenție, oferiți multe, multe lucruri în momentul în care o simțiți că oferiți ceva, nu simțiți că luați neapărat ceva, chiar dacă luați informație, de exemplu, nu simțiți că vă închideți. În momentul care, cred că e a noua sau a zecea metodă, în momentul în care comunicați cu cineva, toată atenția se duce la persoana respectivă. Dacă vorbește, îl ascultați. Dacă orice, fără să vă uitați în telefon, fără să vă uitați la televizor, fără să citiți o carte, fie să faceți orice altceva. Atenție totală față de cealaltă persoană. Este o formă de, de lipsă de respect în momentul în care vă uitați pe telefon sau vorbiți la telefon sau vă uitați la altceva sau la altcineva și o persoană vorbește cu voi. Orice se întâmplă, dacă de exemplu sunteți la o cafenea undeva și vine un chelner, spuneți îmi cer scuze sau chelnerului, îmi cer scuze, sunt ocupat, ocupată, și vor continuați conversația sau spun, ok, îmi cer scuze, hai să comandăm sau hai să spunem ceva și vorbiți cu chelnerul. Dar nu faceți asta lăsând cealaltă persoană să vorbească și luați, dați o comandă sau ceva în genul ăsta. Atenție și un mod de tact de a vorbi cu cealaltă persoană. O altă metodă, nu știu dacă am depășit cele 10 metode, ele sunt mult mai multe, eu doar dau câteva lucruri, este să, dacă vă doriți ceva, este oarecum o formă manipulativă, dar nu chiar manipulativă, este momentul în care doriți, adică nu, nu, chiar manipulativă, în sensul în care creați deschidere în cealaltă persoană, ajutând cealaltă persoană, determinând cealaltă persoană să spună da de mai multe ori înainte de a-i pune întrebare care, sau înainte de a-i cere ceva. Da, este, suntem într-un oraș frumos, suntem într-un oraș frumos, suntem aici la masă, ce bine e, ce frumoasă e viața și puneți întrebări. Ești aici? Nu știu ce întrebări, tot un caz concret o să iau. Cum te simți acum? Crezi că uh, îți face bine programul ăsta de sport pe care îl faci? Da, sunt bucuros cu ce program de sport. Ești bucuros cu dieta ta, keto? da? Uh, Te-ai simțit bine la. În ultima vacanță, da, și avem deja da, 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 după câteva dauri, șansele ca persoana respectivă să spună tot da, sunt mult mai mari decât dacă nu l-am fi determinat să spună da înainte. Deci ne gândim la niște situații concrete în care persoana respectivă interlocutorul, interlocutoarea noastră ar spune da și, de și ne gândim la acele aspecte, îl determină să spună da, și apoi când avem, vrei să mergem într-o vacanță, vrei să mergem undeva să spună în continuare da sunt de peste 50% șansele să ne spună da. Poate fi considerată manipulativă, eu nu consider că e manipulativă, pur și simplu deschidem cealaltă persoană o ajutăm să se deschidă către noi Se zice că, apropo de contradicții, de se zice că singura metodă pentru a avea ceva de câștigat dintr-o ceartă este să o evităm În momentul în care aveți opinii diferite de Cealaltă persoană, în momentul în care observați că sunteți în lumi diferite, persoana cealaltă crede cu tăie ceva și voi aveți altă opinie, pur și simplu respectați opinia celelalte persoane, spunând, mă, înțeleg că avem opinii diferite, înțeleg că tu crezi asta, eu cred altceva, îți respect opinia. Dacă cealaltă persoană insistă și vrea să te convingă că are dreptate, că nu știu ce, că nu știu cum, îți înțeleg opinia te frumos, respectăm propriile mele opinii pentru că țin la ele. Asta este. Atât de ferm, coerent, clar, în așa fel încât eu nu cer pe tine să te conving de ceva. Te frumos, respectăm opiniile și nu mai, nu mai încerca să mă convingi de altceva. Este respect, respectăm. În momentul în care ajungem la acest gen de înțelegere, cred că au 11 a 11-a metodă, în acest moment am evitat un conflict, o ceartă posibilă, suntem într-o postură mult mai sănătoasă de comunicare. Și acum pe final vreau să vă recomand o carte care pe mine m-a ajutat foarte mult pe partea de comunicare, am citit-o și recitit-o, se numește Secretele Succesului de Dale Carnegie. Este o carte scrisă acum vreo 80 ceva de ani, este una dintre cele mai bune cărți pe partea de comunicare, care m-a învățat foarte multe citind-o prima oară și recitind-o mi-am readus aminte anumite lucruri. Mi se pare esențială pentru orice om de PR și mi se pare esențială pentru noi toți. Dacă aș putea, și face cadou cartea asta oricui, doar să o citească, pentru că prin comunicare reușim să avem Relații bune cu cei din jurul nostru. Și pentru că tot am ajuns la capitolul cărți, este o carte care este despre experimentul renunțării, nu este neapărat o carte despre comunicare, este o carte despre mai degrabă despre energia feminină, despre a lăsa lucrurile să vină către noi și de a ieși din agitația asta în care să vrem ca lucrurile să fie cum vrem noi, ca ceilalți să facă ce vrem noi, ca lumea să fie doar așa cum credem noi. Ieșim din zona de control. Și ne ducem într-o zonă de renunțare. Este povestea autorului, el este personajul principal, e, povestea este foarte faină, mai ales că e, se duce în lumea yoga, unde sunt și eu. Și de acolo învață, de fapt, de acolo învață să-și asculte acea voce interioară care îi spune foarte multe lucruri, să nu mai asculte și să învețe să primească lucrurile, să se deschidă. Este o carte foarte bună, vă recomand, ambele cărți vi le recomand, de fapt. Pentru că schimbă percepții, schimbă vieți, pe mine m-au ajutat, ajutat ambele foarte mult. Aceasta este mai recentă, asta e citită, recitită. Vi le recomand și m-aș buc, bucura să vă schimbe un puțin, puțin din, din percepție. A treia carte este Puterea Feminității, Arta Seducției. Este o carte, apropo de energia feminină, că tot vorbeam, care să ne învețe mai multe despre energia feminină, masculină, cum ce înseamnă una, ce înseamnă cealaltă, despre a primi, a fi, despre a face care e energia masculină. Vi le recomand toate aceste trei cărți, le am doar pe acestea două cu mine. Toate trei sunt cărți bune, sunt cărți care schimbă vieți. Și cu siguranță o să vă simțiți mai bine citindu-le și apoi aplicând din învățăturile pe care aceste cărți le au. Vă mulțumesc să aveți o zi minunată. Noaste.